Da. Vreau să vă mai întreb ceva. Am văzut că în ultimul timp s-a vehiculat numele lui Ionuț Negoiță, fostul acționar care a cumpărat de la dumneavoastră. Ce părere ați avea de o revenire a domnului Negoiță lângă Dinamo? Nu știu, repet, eu am avut o relație foarte bună cu Ionuț Negoiță până să devin acționar. Au fost 7-8 ani de colaborare foarte bună. Eu am decis, sau el a decis să rămână singur acționar sau acționar semnificativ majoritar la Dinamo. Sunt convins că a încercat și a crezut că poate să ducă acest lucru. În final, când a văzut că nu obține rezultatele pe care și le-a propus, pe care le-a așteptat, a decis să cedeze pe o valoare nesemnificativă pachetul majoritar de timp la Dinamo. Bun, și asta v-am întrebat, o revenire a dânsului, cum vi s-ar părea? Eu cred că și Ionuț Negoiță a fost, este și va rămâne un dinamovist real care a dus până la urmă cu dificultățile pe care el le știe cel mai bine decât le știu eu. A dus câțiva ani de zile, a reușit să susțină financiar clubul. Am înțeles. Deci ar fi benefic dacă mai mulți dinamoviști ar veni, nu? Eu cred că până la urmă traseul corect este acela de a distribui o sarcină socială cum o reprezintă brandul Dinamo și alte branduri sportive mari. Este o singură acționar, atunci nu este decât a doua variantă, aceea a multor acționari care împărtășesc aceeași cultură. Cultură, mă refer la cultură managerială, la responsabilitate, la transparență și la seriozitate. Am înțeles. Știți, ați auzit ceva? Știu că sunteți prieten cu dânsul, că s-ar putea să vină și să intre și domnul Con? Am să vă răspund într-o manieră mai abstractă, să spun așa. Un proverb, sângele apă nu se face. Ori, din punctul ăsta de vedere, cred că este valabil pentru toți dinamoviștii. Am înțeles. Deci inclusiv pentru domnul Con. Domnul Con poate să răspundă, riscă o sancționare ironică din partea domnului Con, e prietenul meu și am înțeles. Un om pe care îl apreciez în mod deosebit. Da. Dar care este plin de sarcasm și nu mi-aș prefer să spunem câteva strigături malițioase din peluză decât sarcasmul domnului Con.